sunt de acord cu dumneavoastră și spun, și am mai spus-o și acum un an și de la început, omenirea subestimează acest virus și îl subestimează grav de tot. Asta este motivul pentru care noi nu am renunțat la dezvoltarea acestui vaccin, care trebuie să vă spun că nu este sensibil la niciuna dintre variantele, adică nu și-a pierdut eficiența față de niciuna dintre variantele. Noile tulpini, da. Nu sunt tulpini chiar, sunt variante, variante. Nu sunt foarte tare modificate față de variantele care au circulat, pentru că noi am verificat când s-au publicat ADN-ul tuturor variantelor și am vrut să vedem dacă combinația noastră de peptide face obiectul vreunei mutații și nu face obiectul niciunei mutații din niciuna dintre tulpini. Putea să facă obiectul unor mutații, dar pentru că răspunsul cu limfocite T este foarte rezistent la mutații, chiar și la tulpini, nu numai la variante, această formulă de vaccinare este în continuare la fel de eficientă de la început și până în prezent. Revenind la ceea ce spuneam, că omenirea subestimează această pandemie, ea nu e nici pe departe trecută. Adevărul este că nu știm ce se va întâmpla, dar în mod logic, aceste vaccinuri pe care le-am avut la dispoziție, având o durată o memorie foarte scurtă, mai mult, nici măcar cei vaccinați nu au întrerupt ciclul de multiplicare a virusului, nu au fost sterilizați. Virusul este extrem de predispus la mutații și s-ar putea peste o lună, peste două, peste trei, peste o jumătate de an, peste un an, peste doi, să ne trezim cu o mutație din nou, cum a fost Delta, de exemplu, care a făcut ravagii, doar că vom fi din nou lipsiți de vaccin, pentru că va fi o variantă care în mod evident nu va răspunde la vaccinurile care le avem actualmente pe piață și o să o luăm de la zero cu toate consecințele de rigoare. De aceea noi nu am întrerupt cercetările și nu numai noi, sunt mai multe colective în lumea asta care au înțeles că acest virus ne putem trezi cu el înapoi oricând, pentru că niciunul dintre vaccinuri nu poate rezolva această problemă, exceptând vaccinurile cu limfocite T, dintr-un motiv foarte simplu. Anticorpii, din motive pe care nu le cunoaștem, nu au memorie, nu există memorie la anticorpi.